vedea și noi. Și Doru Andrei, cu Andrei Dumitru, bândul cei. Și este gol! Voluntarii egalează Radu. Dar și pe The One and Only Dorinel Munteanu aici la datorie. Salutare și bine ați venit la un nou vlog. După cum puteți vedea pe mine, am o bluză cu Voluntari și asta nu este întâmplător, deoarece este un vlog de la meciul dintre Voluntari și Oțelul Galați. Și probabil cum ați văzut și în clip, în acest videoclip l-am întâlnit și pe Dorinel Munteanu. Sper să vedeți diferența calității video, deoarece am primit de Crăciun o nouă cameră și sper să se vadă o mică îmbunătățire. În unele părți ale vlogului, fiind foarte frig, fiind minus 3 grade și abia ce a nins când meciul s-a jucat, uneori camera a dat niște mici rateuri, iar rezoluția nu a fost așa mare, cât și sunetul. Acum am rezolvat problema, dar până acum a fost o idee mai greu să reglez lavaliera cu care înregistrez acum. Dați un like, subscribe și coment foarte mult, m-ar ajuta deoarece am fost foarte mult absent o lună și ceva, aproape două, din cauza piciorului meu rupt. După cum veți vedea și în videoclip, voi avea acea orteză pe picior, dar și cârja și, ce să zic, vizionare plăcută și nu uitați de like și subscribe. După cum puteți vedea, suntem aici la meciul dintre FC Voluntari și Oțelul Galați. Din păcate am ajuns puțin cam târziu, chiar dacă am văzut primul gol. După cum ați putut vedea, nu am prins primul gol deoarece mă chinuiam să fac setările cu sunet, dar totuși sper să fiți puțin mai indulgenți, ăsta fiind primul vlog de la întoarcerea mea. Mi se pare că și cei de la Voluntari au magică cântă acolo. Scuzați-mă absența așa de îndelungată, dar după cum știți, din ultimul videoclip am piciorul rupt și după cum puteți vedea și acum am această orteză și cârja aici pusă la loc de cinste. În București și Voluntari a mins tocmai de aceea și tot stadionul este acoperit de zăpadă. Care vă vine să credeți sau nu, a fost curățat de energică. Am să vă pun niște poze pe ecran chiar acum, după cum puteți vedea. Stadionul este într-o condiție excelentă. Este destul de frig, sunt minus 3 grade în București în momentul de față. Ce ocazie, dar faza nu s-a terminat. Mingea rămâne la Oțelul. S-a terminat prima repriză și toată lumea aleargă la vestiare, probabil de frig. Dați-vă un like și un coment pentru a mă ajuta, deoarece s-a schimbat și algoritmul YouTube, dar mai mult decât atât, fiind atât de mult inactiv, nu știu cât de mult va împinge în față acest videoclip YouTube-ul. Jucătorii atât de celui cât și voluntarii revin pe teren. Dar și pe The One and Only Dorinel Munteanu aici la datorie. Și începe cea de a doua repriză. În repriza a doua și-a făcut debutul oficial la Voluntari și Andrei Ciobanu, unul dintre transferurile făcute în această iarnă, venit tot de la Rapid, la fel ca Crepulia, ci se pare că nu doar Negică cu fanii Rapidului sunt înfrățiți, dar și niște transferuri foarte interesante se întâmplă între Voluntari și Rapid. Îi dorim o evoluție cât mai bună și să sperăm că se integrează repede și evident la cât mai multe reușite în tricoul Voluntarului. Alături de Voluntari. Ce ocazie, încă un șut în blocaj.
și fa. Și este penalti? Sau este simulare? Nu sunt sigur ce se întâmplă, dar este bine că aveam cadrul acela foarte strâns și sunt convins că s-a văzut pe filmare. Și este penalti, se pare. Andrei Ciobanu va executa acest penalti, având șansa să marcheze primul gol la Voluntari chiar la debut. Și se duce să vadă la VAR, nu? Încă vorbește. Dacă aveam zoom puțin mai mult, puteam vedea și noi jucătorul Voluntarului, foarte curios de ce s-a întâmplat, Carnot, dar nenea de la securitate cam strică planurile și nu este penalti. Nu este penalti și cred că primește și galben. Da, galben pentru simulare. Și Doru Andrei cu Andrei Dumiter, bândulcei. Ce m-a derutat și pe mine și probabil a derutat în momentul contactului jucătorul Voluntarului. A țipat destul de tare și, sincer să fiu, și eu am crezut că e foul, dar după aceea, imediat cum arbitrul a fulgerat, jucătorul s-a ridicat și am zis, nu e nimic grav, dar totuși să vedem dacă este penalti. Oh, ce ocazie a avut Nemeț! Incredibil. Și este gol. Voluntarii egalează. Radu Boboc înscrie. Radu Boboc înscrie și face 1-1 în partida dintre Voluntari și Oțelul Galați. Se duce direct la Neagică, cred. A fugit până acolo și s-a oprit. Probabil poziția sa analiză gol VAR, dar sunt aproape convins că golul a fost valid. Domnul arbitru alergă, face o alergare ușoară pentru a nu se răci, pentru a rămâne în formă, dar în continuare golul VAR se analizează. Ce șut! Și dacă un jucător al Voluntarului era mai aproape din acea deviere, se putea marca cu ușurință un gol. Ia uitați niște copii fix acolo, lângă Nagică. Uitați-i fix acolo, niște copii. Cum interpretează viața, mă, în partea alături de Voluntari. Nu mai a văzut și zice, aducând niște copii în galerie, media de vârstă a galeriei a scăzut drastic. Ce ocazie are Oțelul în minutul 92 și meciul se termină 1-1 și Voluntari se duce la Neagică. Dar evident și Oțelul se duce să salute galeria. După cum a spus și Radu Boboc la declarații, este un campionat foarte strâns, oricine poate bate pe oricine. Sper că v-a plăcut acest vlog care n-a fost evident la capacitate maximă aici cu piciorul meu rupt. La sfârșitul meciului, după ce a dat flash interviul, l-am întâlnit și pe Dorinel Munteanu. Nu am fost pregătit cu un tricou sau cu un poster ceva. Mă gândeam la un poster pe care o să vi-l pun și pe ecran cu Dorinel Munteanu a venit să ne învețe meserie. Nu știu dacă mi-l semna, dar cel puțin sunt aproape convins că se crea o situație destul de amuzantă.